Bună, Semia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută tare, tare mult. Băieții foarte binevoitori, voiau să-l ajute pe Mihai. I-au sugerat să se îndrepte spre Raluca, doar că el nu vrea. El, ci că o vrea pe Ana. El o vrea pe Ana, Ana nu-l vrea pe el. I-a spus clar, dar n-a înțeles. Încă-i supărat. Chiar zicea Ana că o să-i treacă. Dar Mihai zicea în continuu, păi nu-mi place de Raluca, nu-mi place. E fată frumoasă, dar nu-mi place. Și ei au zis, din cauza că are copil, păi și din cauza asta. Cam greu să găsească o fată care are deja copil cu un băiat, dar nu e imposibil, ați văzut. Sezonul 7 a fost câștigat chiar de o fată care venise și avea copilul mare, cât avea vreo 6-7 ani, era la școală. Și sunt fericiți împreună, dar sunt mulți cu principii, ca și Stilian. Și ați văzut? Eu cred că dacă îți place de cineva, treci peste toate astea. Am văzut că au fost și băieți care au avut copii, dar nu s-a legat nimic. Și chiar zicea Raluca că ea îi place fizic pe toți, bine, chiar pe toți, pe toți, dar nu vrea pe nimeni. Dar a spus de la început că vrea să plece, vrea să plece și că chiar zicea ea, nu mai doresc să fiu aici, că îi dă o senzație negativă, energie negativă, de astea, de la ei. Și zice prezentatoarea, cu asta nu pot să te ajut, cu vreau să plec, vreau să plec în continuu. Normal, a știut la ce a venit, a știut foarte bine și o dă înainte cu plecat. Nu trebuia să vină. Așa cum câțiva dintre noi s-au așteptat și eu, dar nu știam exact când, a avut loc gongul de la miezul nopții. S-au stins luminile, a bătut gongul și băieții trebuiau să ducă la fete, fetele la băieți. Bine, eu cred, de fapt, normal, așa ar fi fost, doar care aveau cuplu să ducă, nu să ducă toți, până și Gabriela a plecat acolo. Cine are Gabriela? N-are prietene, n-are pe nimeni acolo. Nu, de fapt, n-are chiar pe nimeni, afară de mama lui. Nu-l suportă nimeni. Au alergat toți pe scări, încă nu am văzut chiar bine, bine, pentru că era și lumina stinsă. Fetele au coborât țipând, s-au dus pe afară, s-au dus în living, nu știa ce se întâmplă. A fost un haos total. Exact la asta s-a așteptat și stafful. Mie nu mi s-a părut ceva de râs, chiar așa, pentru că nu râzi de cineva care se sperie. Noi n-am avut asta, din fericire, pentru că aș fi făcut scandal tare de tot, dacă ar fi făcut. Dar staful n-am avut noi asta. Nici n-am avut tascuri din alea. Noi aveam activități care erau ziua, nu noaptea. Trebuie să-i lasă să doarmă noaptea. Că după aceea zice să nu dormi. Păi dacă nu dormi nici noaptea, nici ziua, și ceri, dacă vrei să te odihnești, ceri voie la staff. Păi stafful îți cere ție voie să te trezească la două noaptea, la trei? Nu, așa? Și Tesi, Izabela și cu Ramona am văzut că erau la băieți. Am impresia că Stelian și Robert au rămas la băieți. Alexandru nici nu s-a ridicat din pat. Harababură chiar n-am observat, că m-am uitat puțin pe cât a dat pe antenă. Dar Gabriel l-am văzut că era la fete. Era la fete, era pe terasă, dormea, ce făcea, că știți, el tot timpul doarme în continuu și când vorbește, el mereu a dormit. Stătea acolo și erau fetele câteva pe terasă, a vorbit puțin cu Diana, a vorbit de Alex, ea i-a spus că îi place, normal, ea îl place, el nu vrea. Continuare de la gong. Apoi a vorbit și cu Ana, bineînțeles, de Mihai. I-a spus, noi suntem bine, Mihai puțin supărat, dar oi să-i treacă. O să vedem ce va fi. Dar nu știu dacă am înțeles eu bine. Gabriel va rămâne la fete să doarmă acolo? Chiar te zicea că la ea în cameră n-are ce căuta? Nici mamele nu vor să doarmă cum am sapat.
Nu, doamna Ana zicea că nu vrea cu ei în cameră, care și-au vârstă, e normal, pe cum să-l aduci, mai ales pe Gabriel? Nu știu exact, o să vedem mai târziu dacă o să rămână permanent. Sper că nu, pentru că ar fi o încălcare gravă de intimitate. Fetele între ele, altfel e cu fete, dar nu-l aduci pe Gabriel, mai ales pe Gabriel, nu-l suportă nimeni. Chiar nu-l suportă nimeni, ar trebui pus la eliminare și urgent pus la eliminare. Fetele foarte nemulțumite, dar am văzut că s-au adunat, au stat de vorbă, nu știau ce să facă cu el. Zicea una că dacă el folosește un duș, să nu mai intre nimeni acolo, dar poți să știi de Gabriel, ar putea folosi toate dușile, ar putea folosi toate toaletele. Chiar nu știu exact ce se întâmplă, o să aflăm în emisiune, pentru că nu era clar pe Antena Play exact ce a fost. Fetele ziceau că nu vor să vină nici să-i facă surprize lui Ionuț de ziua lui, că știți că e ziua lui Ionuț. Foarte încurcat, foarte haos, foarte aiurea cu acest Gabriel. Chiar nu mi-a plăcut absolut deloc că s-a ridicat din pat și că a fugit la fete. Pe cine alea acolo? Pe nimeni. Ramona și Stelian, cel mai proaspăt cuplu, în casa Mireasa, ați văzut ce frumos a cerut-o de iubită. Frumos de tot, chiar mi-a plăcut. Are și el o latură romantică, nu-i așa? Are. Dar ei se înțeleg bine, erau în curte, își făceau complimente, el mai ales, au avut și un joculeț foarte drăguț. El era pe un scaun, ea s-a pus așa peste el, au stat puțin de vorbă, el zicea că e frumoasă și acum sunt frumoasă și așa, fără machiaj, Eu nu o văd chiar așa frumoasă pe Ramona, dar nu trebuie să o văd eu, trebuie să o vadă el. Apoi spune, nu e bine să stai așa, dă-te jos. Bineînțeles, ea imediat a ascultat și s-a dat jos. Dar au continuat discuția, tot zicea el că vrea o fată ascultătoare, nu zice el așa? Ba da, dar când s-au primit scrisori și cadouri cum primesc ei, pe Stelian îl așteptau surpriză neplăcută, mama lui a fost foarte categorică, nu o vreau pe Ramona asta, cam așa ceva, cu tine. Dar el era puțin supărat, am văzut că era îngândurat, o să aflăm mai multe în emisiune, pentru că nu ne zic nouă pe Antena Play, degeaba te uiți, aveți doar o parte din ce se întâmplă în casa Mireasa. Când e mai interesant, gata, nu mai vezi că să discute în emisiune, de parcă nu ne-aș fi uitat, dar sta foarte altă părere. Mama a intervenit telefonic, le-a dat binecuvântarea, mult mai amabilă mama ei decât mama lui. Nu mi-a plăcut ce i-a zis, pentru că n-ar trebui să se amestece, nu? Cu toate că fetele n-au vrut să-i facă surprize lui Ionuț de ziua lui, am văzut că ceva a fost. I-a urat la mulți ani, el a fost foarte fericit, dar nu mare lucru, n-a fost mare lucru, pentru că doar fetele erau, Gabriel se exclude din start. Oricum ziua lui o să fie miercuri. Știți că începe sărbătorirea cu o seară înainte, puțin înainte de miezul nopții, cam așa ceva. Dar, după cum spuneam, o să vedem, pentru că pe antenă nu vezi mare lucru, chiar nu vezi mare lucru, nu știu de ce. Ai antenă și îți dă bucățele din emisiune. Ăsta e staful nostru. Cam atât am avut până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și le